Drama poporului ucrainean continuă sub imperiul fricii, cu mic cu mare. Oamenii încearcă să supraviețuiască și să fugă din calea atacurilor în țări vecine, printre care și România. Însă se pare că ororile războiului îi urmăresc, pentru că în această dimineață au fost momente de panică la granița României, mai exact la Vama Siret, din județul Suceava. S-a tras cu arma, iar refugiații ucraineni aproape că s-au călcat în picioare pentru a intra mai repede pe teritoriul țării noastre. Prezent la fața locului a fost și deputatul Daniel Suciu, care este în legătură telefonică directă cu noi la această oră. Ne dă mai multe detalii despre ce s-a întâmplat acolo și care ar fi situația în momentul de față. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi în această dimineață, domnule Suciu. Servus mâinile și vă salut cu mare drag. Înainte de toate, vreau să urmărim împreună imagini pe care înțeleg că le-a surprins la Vama Siret din județul Suceava, după care vreau să-mi relatați momentele pe care le-a trăit acolo. Am prins eu, da? Vă rog, domnule Suciu, ce s-a întâmplat mai exact acolo? În această dimineață înțeleg că au fost 600-700 de persoane care au ajuns în siguranță în România datorită mobilizării de care au dat dovadă românii. Înainte de toate, să știți că eu nu m-am gândit niciodată că o să apuc zilele în care o să trăiesc ceea ce am trăit azi noapte, toată noaptea în Ucraina, pentru că noi n-am fost în partea românească a Vămii, ci am trecut cu autocarele Vama și ne-am dus în Ucraina la poarta de intrare sau de ieșire, dacă vreți, a lor din Ucraina, în acel no man's land, pentru că erau, ne-a sunat și pe mine și pe colegul meu Bogdan Ivan, ne-a sunat un preot din Cernăuți, ne-a trimis o filmare în care ne-a spus că sunt mii de ucrainieni care sunt la acea poartă metalică pe care probabil că ați văzut-o și nu li se dă voie să intre pentru că nu au un mijloc de transport cu care să treacă. Foarte puțin mai erau lăsați să treacă pe jos și atunci vă spun, probabil ce n-ar trebui să vă spun, am trecut efectiv cu autocarele în Ucraina, le-am așezat pe toate cu spatele aranjate unul după alta și efectiv am discutat cu grănicerii ucrainieni, numărat să extragă din mulțimea de acolo, 70-80, ei urcam în autocar la căldură și duceam către casă. Problema e că erau acolo oameni care așteptau de două zile. Erau zeci, sute de studenți din India, din Pakistan, unii care au făcut episodul pe care l-ați văzut, au făcut atac de panică și efectiv au încercat să sară gardul, au împins acea poartă și au fost opriți cu focuri de armă, pentru că situația a încercat să degenereze și toate aceste focuri de armă, vreau să înțelegeți că se petreceau sub ochii a zeci și sute de copii nedormiți, speriați, plămânzi, pe care nu știam cum să-i liniștim și vreau să-mi fac o datorie de onoare și să mulțumesc celor care au avut tărie de caracter și anume preoților din județul Suceava, din protopopiatul Rădăuți și preoților români din Cernăuți. Să știți că la fiecare autocar am avut câte un preot, am încercat să-i liniștim. Oameni speriați nici nu voiau să intre în autocar, credeau că le cerem bani, că nu știu. Am reușit prin această metodă, toate cele 11 autocare, să luăm din Ucraina în jur de, nu știu, între 900 și 1000 de oameni și am trecut cu foarte mare greutate pentru că abia acum am reușit, de exemplu, plecăm din Vama Siret și mai avem încă două sau trei autocare în spate, dar am reușit să-i scoatem de acolo, că am impresia că va fi și mai rău. Puneți-ne puțin ce se întâmplă cu acești oameni după ce ajung la destinație. Care e destinația? Județul Bistrița-Năsăud? Doar județul Bistrița-Năsăud? Da, tot ceea ce vă spun, cele 11 autocare, sunt autocare din Bistrița-Năsăud. Noi am făcut un apel, și eu și colegul meu și mai mulți primari, am făcut un apel public
și într-o oră am avut pe roți 11 autocare cu care am făcut efectiv extracție de oameni dintr-o țară în alta, pentru că altfel nu puteau să iasă de acolo. Sunt 5 km de la partea ucraineană până la partea românească. În partea românească oamenii răsuflă ușurați, dar coșmarul este dincolo, la ucrainieni. Și unde vor ajunge aceste persoane? Sunt locuri special amenajate în județ? La fiecare autocar am avut translator cu noi și am întrebat. De exemplu, o parte ducem la St. George's Bay, la centru pentru tineri, la dispoziție de către mitropolie. Cei care au vrut să meargă, de exemplu, vă spun, am în mașină cu mine un cuplu, soț belgian, soție din Ucraina, pe care îi pun pe tren și îi trimit în Belgia. Alții au vrut să se ducă la Iași, alții au rămas la Suceava. Pe mulți alții au așteptat prieteni, rude, cu mașinile la intrarea în vamă. Pe toți, unde au dorit să îi lăsăm, acolo i-am lăsat. Iar cei care nu au avut nicio variantă, îi luăm și îi ducem la Centru pentru Tineret și de acolo încercăm să găsim cu autoritățile locale variante de a-i duce acolo unde își doresc și unde vor să ajungă. Câte persoane au mai rămas în vamă? Aproximativ, bineînțeles. Noi am ajuns undeva chiar pe la 9 și erau câteva mii. Gândiți-vă că au fost părăsite mașini pe zeci de kilometri și mulți oameni au venit pe jos. Erau în jur de 3-4 mii de oameni atunci. Așa estimez. Oricum câteva mii, doar cu autocarele noastre, cred că v-am spus între 900 și 1000, au mai venit, cred că trimise autocare de către ambasada Indiei, Pakistanului, nu vreau să mă înșel, tot așa câteva sute de studenți pakistanezi și indieni. Acum, de exemplu, să știți că erau rămași în vamă 37 de studenți dintr-o țară africană, nu mai rețin exact, care nu aveau deocamdată mijloc de transport. Au rămas puțin, câteva sute au mai rămas la momentul în care noi am încărcat toate cele 11 autocare și am luat până și ultimul om pe care puteam lua. O să se întoarcă în acest punct de trecere a frontierei autocarele? Am lăsat, să știți că am avut foarte mare noroc cu preoții din zonă, am rămas în contact, sper din tot sufletul să se găsească soluție, nu ține neapărat de partea noastră a României, dar din partea ucraineană, la un moment dat, să știți, nu-i lăsau să plece decât cu mașini mici, dar erau mii de oameni care și-au lăsat mașinile, autocarele cu ce au venit și nu-i lăsau să trece. Trebuie găsit o soluție ca noi, chiar dacă nu au să mergem noi, efectiv să trecem în Ucraina, tot în cadrul vămii, dar să-i luăm și să-i trecem la noi și să avem și noi aici, la noi, aici un flux care să-i trimită mai departe. Acolo este no man's land, de acolo oamenii aceia, v-am spus, nu vreți să știți ce imagine, am văzut copii plângând de la focul de mitralieră, bărbați care își plângeau și își l-au rămas bun de la soții și de la copii, cu bărbați în toată firea. Am văzut mamă care s-a dat jos din autocar pentru că vame și grănicerii l-au dat jos pe copilul lui ei de 18 ani și ea n-a vrut să-l lase singur și s-a întors și ea înapoi în Ucraina, unde era dezastru. Și da, dacă toți cei cu care noi am ținut contact în această perioadă ne spun că mai e nevoie de acest gen, o vom face, deși cred că se pot găsi și soluții și pe plan local. Noi am venit de la 250 de kilometri cu 10 autocare. Dacă e nevoie, o facem și mâine și poimâine, ori de cât este nevoie. Mulțumesc foarte mult, Daniel Suciu, deputat în Parlamentul României. A fost deputat de Bistrița Năsău și felicitări dumneavoastră și colegilor dumneavoastră pentru acest gest umanitar lăudabil până la urmă.